v-am regăsit la Ne Cheamă Natura. Alimentația este fără doar și poate o condiție sine qua non pentru sănătate și longevitate. Pentru că suntem într-o perioadă deosebită în postul mare, ne vom opri asupra alimentației vegetariene. Pentru a ne asigura un regim alimentar corect, o avem alături de noi pe doamna doctor Liana Strâmb. Bine ați venit, doamna doctor! Bine v-am regăsit! Dacă tot vrem să facem o schimbare, cel puțin temporar, cu siguranță sunt mulți telespectatori care încearcă să facă o pauză de la regimul alimentar tradițional și în postul mare să renunțe cel puțin la proteina animală, am dorit să știm mai multe despre alimentația aceasta vegetariană. Când se pune problema unei alimentații exclusiv vegetariene, mulți dintre noi au impresia că aceasta le va diminua forța și capacitatea de muncă, iar părinții lor le este foarte frică că aceasta ar putea să aibă un impact asupra dezvoltării propriilor lor copii. Ori nu trebuie să ne mire acest mod de gândire, întrucât noi am crescut cu aceste idei și de mici ni s-a spus că a consuma lapte și carne este foarte sănătos și de aceea, pentru că organismul nostru se va clădi mult mai puternic, ceea ce este perfect adevărat, atât timp cât acel copil consumă laptele de mamă. Dar, din păcate, după ce se produce înțărcarea copilului, lucrurile nu mai stau deloc așa, iar animalele din jurul nostru, de mii de ani, ne oferă această lecție care, conform cercetărilor efectuate de nutriționiștii contemporani, se pare că au fost confirmate. Boul și calul nu are nevoie de preparate din carne, el consumă doar vegetale și, cu toate acestea, nu se plânge că n-ar avea forță și capacitate de muncă. Știți, caii aleargă distanțe foarte mari timp îndelungat. De asemenea, elefanții, care sunt foarte masivi, pot să parcurgă 10-12 km pe zi cu o viteză de 40 de km pe oră. Vă puteți imagina cât este de greu să faci un asemenea efort fizic având o greutate de 66 tone în spinare și totuși să faci față la acest efort fizic. Dacă privim însă animalele de bradă, cum sunt leoparzii, tigrii și leii, ele au un start, este adevărat, mai bun, dar din păcate nu au rezistență fizică, obosind rapid. Cam în 5 minute nu mai sunt capabili de acel efort fizic. Deci am putea concluziona că în lumea animalelor, o dietă exclusiv vegetariană se pare că este cea care asigură acestor animale forța, vigoarea și rezistența la efort fizic intens. Dar să revenim la noi, oamenii. Dar aș vrea să punctez părerea nutriționistului Patrick Holford, cel pe care l-am mai citat și edițiile trecute, care spunea că chiar și aceste animale puternice, care se hrănesc doar cu iarbă, nu au o alimentație exclusiv vegetariană, întrucât printre firele de iarbă se pot strecura unele insecte sau orice altceva în afară de iarbă și animalul efectiv le ia și pe acestea și atunci are parte probabil și de alți nutrienți din partea insectelor. Da, ați văzut calul și bou, îi dăm să mănânce insecte? Nu îi dăm să mănânce în timp ce, să zicem, și vaca paște, dar așa. Nu dă cu piciorul sau să-și facă el curat acolo unde paște. Se întâmplă să fie acolo și organismul se bucură și de altceva. Da, da, da. Știm noi. Știți, acești cercetători, fiind ei niște carnivori, au dorit să aducă tot felul de argumentații în sprijinul continuării acestui tip de alimentație. Ori, din păcate, marea majoritate a studiilor arată că, din păcate, consumarea acestor tipuri de alimente este foarte nesănătoasă pentru oameni. Mai mult decât atât, dacă o să întrebați atleții care în zilele noastre obțin performanțe sportive,
o să vedeți cu surprindere că atât jucătorii de tenis cât și atleții de la triatlon vă vor spune că ei practică încărcarea cu carbohidrați și nu consumă deloc preparate din carne, lactate sau grăsimi animale. Dar să vedem ce spun cercetătorii medicina sportivă, pentru că există un studiu celebre efectuat în urmă cu peste 30 de ani de doctorul Per Olav Astrand, care a utilizat un grup de atleți care făceau performanță și aveau o dezvoltare fizică extraordinară și din 3 în 3 zile la acești atleți le schimba dieta, urmând să urmărească ce se întâmplă în ceea ce privește capacitatea lor de a pedala pe o bicicletă. Deci îi punea să pedaleze până când nu mai aveau deloc resurse, deci până la epuizare. Și iată rezultatele acestui studiu. După 3 zile de dietă bogată în carne, adică în proteine și grăsimi animale, atleții au putut pedala 57 de minute. După 3 zile de alimentație mixtă, săracă în carne și grăsimi, dar bogată în vegetale, atleții au pedalat 1 oră și 54 de minute, deci de 2 ori mai mult. Iar după 3 zile de dietă exclusiv vegetariană, au pedalat 2 ore și 47 de minute, deci de 3 ori mai mult decât atunci când se alimentau cu o dietă bogată în carne și grăsimi. Sunt studii relevante, vorbim totuși de sportivi de performanță, vorbim despre niște cazuri aparte. Eu aș vrea să mă opresc asupra omului de rând, cel care nu are întotdeauna un specialist la care să apeleze și care vrea să facă ceva bine pentru sănătatea lui și încearcă să-și formeze un regim corect, în așa fel încât să nu ducă lipsă organismul de lucruri importante. Vedeți, în zilele noastre, lipsa informațiilor competente și dorința de a satisface gusturile au făcut ca, pe măsura creșterii standardului de viață și a dezvoltării condițiilor economice, să se consume din ce în ce mai multe alimente de origine animală. Și așa am ajuns aici. Ori acest mod de alimentație are o serie de consecințe, și anume 7 din 10 oameni mor zilnic din cauza unui infarct de miocard, a unui cancer sau unui atac vascular cerebral, în timp ce o dietă exclusiv vegetariană face protecție în 90% din cazurile de atacuri vasculare cerebrale și 97% din cazurile de infarct de miocard. Au mai rămas câteva procente, puține despre ele, poate o să vorbim puțin mai încolo, să vedem de ce totuși există și 2, 3, 4, 5% care se îmbolnăvesc, indiferent de felul în care se alimentează. Dar vreau să punctez aici încă o informație, mi se pare mie foarte relevantă, care se cunoaște din ultimii 10 ani, deci nu este chiar proaspătă, pe care ne-a adus-o în lumea medicală doctorul Orniș, care a constatat că alimentația vegetariană, total vegetariană, care este săracă, după cum se știe, în grăsim, poate să ducă la diminuarea plăcilor de aterom, chiar și la bolnavii programați pentru operațiile de bypass coronarian. Eu aș spune că mulți din cei care ne urmăresc ar putea beneficia de această informație. Deci ar fi suficient să facă o schimbare în modul și în stilul de alimentare ca să nu mai fie nevoie de aceste intervenții foarte dureroase, foarte costisitoare, la care nu au acces, din păcate, mulți din cei care ar avea nevoie. Deci principalul avantaj al unei asemenea alimentații ar fi că scăpăm de grăsime. Categoric. Plantele și fructele și legumele nu... Da, dar mai avem și alte avantaje. Pentru că dacă ne gândim în zilele noastre, incidența cancerelor este extraordinară. Ori este foarte categoric demonstrat faptul că cei care au o dietă exclusiv vegetariană vor face de 3-4 ori mai... au șanse să facă de 3-4 ori mai puțin cancer de sân, de prostată și de colon, care fac ravagii în zilele noastre.
De asemenea, să știți că femeile care sunt vegetariene au o structură a masei osoase mult mai densă, ele fac foarte rar fracturi osoase și chiar dacă înaintează în vârstă, pierd mai puțină masă osoasă și ca tare osteoporoza este mai puțin accentuată ca la celelalte femei care mănâncă omnivor. Cu siguranță beneficiile sunt mai multe și ar fi bine să știm cum alegem alimentele care să ne ofere necesarul de nutrienți. Și aș mai vrea să punctez ceva care de multe ori este trecut sub tăcere și anume faptul că poluarea datorată agriculturii bazate pe creșterea vitelor e mai mare decât cea rezultată din toate celelalte activități umane și industriale. Și asta de ce se întâmplă așa? Pentru că, pe de o parte, animalele acestea pasc tot ce există pe câmp, iar pe de altă parte se produce prin cultivarea intensivă a solului pentru a face acele cereale pe care ele să le consume, se produce o eroziune masivă și se duce la pierderea ireparabilă a unor cantități foarte mari de sol fertil. De altfel, în America Centrală, mie mi s-a părut foarte interesant această informație. Mari proprietari de pământuri au distrus aproape jumătate din pădurile aducătoare de ploi, transformându-le în pășuni pentru vitele necesare, rețele în continuă extindere a producătorilor de hamburgeri. Ori, suprafața de pământ necesară pentru a hrăni o persoană cu o dietă bazată pe carne ar fi suficientă pentru a hrăni 20 de vegetariani. Deci raportul este unul considerabil. Categoric. Așadar, ce punem în loc de proteina animală, în așa fel încât să nu suferim și să nu avem lipsă în organism de nimic? Da. În primul rând, cei care ar vrea să facă o astfel de schimbare, le este teamă că se vor priva de cantitatea de proteine necesare, ceea ce nu prea este așa, pentru că noi am vorbit pe larg în alte misiuni și să le reamintim celor care ne-au urmărit sau să le spunem celor care nu ne-au văzut, faptul că în fiecare zi avem nevoie doar de 40-50 de grame de proteină, acestea trebuie să reprezinte doar 10-12% din totalul caloriilor ingerate în 24 de ore. Ori celor care cred că grătarul este foarte hrănitor, să le spunem că doar 25% din această proteină conținută în acest grătar este asimilabilă, iar dacă comparăm cu partea vegetală, atunci să nu fim mirați că chiar și cerealele conțin 10% proteine, iar leguminoasele acestea, deci fasole, mazărea, conține tot 25% proteine, iar dacă ne referim la soia, aceasta conține chiar mai mult, până la 34% proteină. Deci iată că nu există niciun pericol ca să ne privăm organismul de proteinele necesare. Mai mult decât atât, dacă le luăm pe aceste vegetale, vom avea și acel avantaj că ele sunt bogate și în fibre, sunt sărace în grăsimile acelea saturate care le conțin cărnurile și de asemenea sunt lipsite total de colesterol. Deci proteinele nu reprezintă o problemă, vitaminele nici atât, pentru că cele mai multe se găsesc în plante. Să ne oprim un pic la minerale. Există dezavantaje în această latură? Sunt poate mineralele prezente mai mult în produse de origine animală decât în plante? Da, categoric, de ce nu? Deci vegetalele sunt cele care conțin preponderent acești nutrienți adeseori uitați de cei care se alimentează, pentru că noi avem nevoie ca să fim sănătoși de cele 5 grupe de nutrienți, respectiv glucide, lipide, proteine, dar și de vitamine și minerale. Ori tocmai vegetalele sunt cele care sunt bogate preponderent în vitamine și minerale, iar preparatele din carne sunt mult mai sărace din acest punct de vedere. Dar mai au și aceste fibre vegetale de care de asemenea avem nevoie și foarte mulți fitonutrienți care sunt niște antioxidanți cu efecte de asemenea extraordinare de ajutor pentru organism în lupta cu o multitudine de boli.
În sursele pe care le citise mai devreme, am descoperit despre zinc, faptul că este conținut foarte, foarte mult în carne și în produsele animale și mai puțin în produse de origine vegetală și că e foarte important zincul. Deci dacă avem deficiențe de zinc, putem avea anumite probleme. Sau vegetarienii, de asemenea, se mai plâng de vitamina B12, că ar fi o problemă, o lipsă pentru cei care au această alimentație și trebuie să o suplimenteze eventual din exterior, sub formă de supliment alimentar sau pastiluțele acestea. Știți, aceste probleme rezultă din faptul că acele persoane care sunt vegetariene nu au suficiente cunoștințe, pentru că trebuie să știți că și ei poate să facă greșeli alimentare. Absolut. Nu numai ceilalți. Ori ignoranța nu ne ferește de boli și nu este o scuză plauzibilă pentru noi. Și ar trebui să ne gândim la acest lucru. Dar dacă din ce în ce mai mulți oameni ar renunța la a mânca atât de nesănătos, pe lângă faptul că și-ar face lor un bine, ar face un bine și celorlalți, să se gândească că prin schimbarea acestui stil de alimentație ar putea să ajute ca și acele sute de mii milioane de persoane care sunt private de alimente și fac foametea pe glob, ar putea și acelea să se alimenteze și ar putea salva de la moarte milioanele acelea de animale care sunt crescute tocmai pentru a obține acea carne care, din păcate, conform tuturor studiilor, nu este o hrană atât de sănătoasă cum se spune. Eu, vis-a-vis de industriile acestea care s-au dezvoltat cu creșterile animalelor, nu am niciun sentiment de regret, să spun așa, dacă ar fi să treacă omul la o alimentație exclusiv vegetariană. Mă gândesc la omul de la țară care de ani și ani, din moș, își ține pe lângă casa lui o văcuță, un porc, are mica lui gospodărie. Ce s-ar întâmpla dacă, să spunem, am deveni cu toții sau un procent majoritar vegetarieni, cum ar arăta o gospodărie la țară, fără animale pe lângă casa omului, fără animale domestice? Da. Știți, pornind dintr-un asemenea ungo discuție, eu v-aș da în contrapartidă un alt adevăr al zilelor noastre. Știți, noi trăim într-o țară în curs de dezvoltare și în toate aceste tipuri de țări există o creștere a consumului și va mai crește consumul de preparate din carne, așa cum s-a întâmplat în urmă cu vreo 20 de ani în țările civilizate, unde în zilele noastre se întâmplă fenomenul exact invers. Nu știu dacă știți, dar zilnic, acum când noi purtăm această discuție, în Germania 4.000 de oameni renunță la acest stil de viață și devin vegetariani. Și în general, în toate țările civilizate, din apus, aceste lucruri se întâmplă. De ce? Pentru că au început să conștientizeze pericolul unei asemenea alimentații și consecințele care derivă de aici și, ca atare, vedeți, se întorc la o alimentație mai corectă. Păi, ei nici nu mai au varianta pe care noi încă o avem. Avem statul tradițional. Ei nu prea mai au această mică gospodărie, această mică fermă, țăranul clasic, așa cum era și la ei într-o vreme. La noi există. Și mă gândesc la omul de la țară, în primul rând, și în județul nostru sunt foarte multe sate. Cei care ne ascultă pot să se gândească: și ce să fac eu cu gospodăria mea? Ce să fac cu... Mi-am făcut o casă sau trăiesc la țară și din ce să trăiesc? Doar din cultivarea cerealelor? Eu să vă spun un adevăr tot a zilelor noastre. Aici în Ardeal încă se mai practică acest stil de viață, dar să știți că dacă ne deplasăm puțin spre sudul României, o să constatăm cu uimire că deja țăranul nu mai are văcuța aia și nu mai crește oile acelea la munte, cum făcea în trecut. Deci acest fenomen este și la noi într-o scădere. Și ca atare, dacă aceasta ar fi o argumentație care să atârne mai mult decât a ne gândi la starea noastră de sănătate, dar eu mă refer în principal la persoanele care nu au acele condiții să-și crească ei acele animale, să le dea o alimentație corectă,
Și ca atare, pentru aceea noi pledăm ca dacă s-ar putea și consideră că pentru dânsii are relevanță ca în viitor să nu facă aceste boli ale civilizației, atunci am putea să-i ajutăm cu niște sfaturi cu privire la schimbarea stilului de viață. Pentru că sunt mulți care ar vrea să facă schimbarea, dar nu știu care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgă. Și dacă unii au capacitatea de a face schimbarea de pe o zi pe alta, cei mai mulți din cei ce ne urmăresc, cu certitudine, vor să o facă pas cu pas. Și atunci să le spunem acestora că pentru a renunța la preparatele din carne nu este atât de greu cum cred dânsii că este. Adică, ar putea să procedeze în modul următor. Dacă în prima săptămână a renunțat doar o zi la carne, să zicem miercuri, în a doua săptămână a renunțat doar două zile la consuma acest aliment, adică, să zicem, luni și joi. Apoi, în a treia săptămână, trei zile să nu mănânce carne, luni, miercuri și sâmbătă. Și tot așa, ar putea să mănânce o dată pe săptămână, o dată la 3 săptămâni, o dată pe lună, o dată la 3 luni și să vedeți minune după un timp când nu mai simte acest gust al cărnii care îl înnebunește de fapt pe om. Lui nu este frică că nu o să aibă forță musculară. Să nu credeți, doar gândul că nu va mai simți acest gust îl determină să nu renunțe la carne. Iar după un timp să știți că ne dezvățăm de acest gust și dacă din întâmplare vor mai consuma un asemenea tip de produs, o să li se pară un gust searbăt și chiar nu le va mai place. Deci nu este chiar atât de greu. Iar dacă sunt din cei care vor să facă schimbarea până la capăt și au ajuns la o alimentație ovo-lacto-vegetariană, pașii pe care trebuie să îi urmeze și aceștia pentru a renunța și la acest tip de produse, pentru a deveni exclusiv vegetarian, este la fel. Adică să încerce să scoată pe rând aceste alimente, mai întâi ouăle și apoi câte unul din produsele lactate. Întâi laptele, apoi untul, smântâna, în ordinea în care cred înși că se pot dispensa de ele, până când ajung să consume doar preparate de natură vegetariană. Este un sfat foarte bun. Este și într-o perioadă în care chiar avem multe motive să facem această schimbare. Ce ne facem însă când vin sărbătorile mari, unde tradiția ne învață să punem pe masă din belșug absolut de toate. Mai mult decât atât, mai mult decât tradiția din fiecare casă, este asemănător și celorlalți semeni noștri, adică mergem în vizită la rude, mergem în vizită la vecini, toți au aceleași bunătăți, în ghilimele, bunătăți pe masă. În primul rând, carnea de miel, să zicem, vorbim despre sărbătorile de Paște. Uh-huh. Ce facem să rezistăm acestei mase de oameni care continuă să trăiască sub această formă? Păi, cei care se hotărăsc să facă această schimbare știu sau nu știu, nu știu dacă știu sau nu, dar există posibilitatea să-și facă și dânsii mese foarte festive, la fel de aspectoase și de gustoase ca și ceilalți. Doar, știți, din ignoranță, noi considerăm că n-am putea să ne realizăm și asemenea răsfățuri. Ori se poate și așa ceva. Acum asta ține de alegerea fiecăruia, însă eu aș spune că cei care vor scoate carnea trebuie să fie înțelepți și pe lângă faptul că scot această carne, trebuie să introducă, sigur, în alimentație ceva în loc. Deci nu ne jucăm, trebuie să avem înlocuitor de carne. Și dacă vom scoate lactatele, trebuie să avem înlocuitor de lactate. Există în partea vegetală și asemenea ingrediente care pot fi consumate. Și atunci trebuie cam de 5 ori pe săptămână să-și introducă 5 zile obligatoriu să-și introducă într-o săptămână sursă de proteină, respectiv soia, fasole, linte, deci ceva sub formă de boabe. Deci în loc de lapte și așa ar putea să consume lapte de soia, de arahide, de migdale, de cocos, sunt foarte gustoase.
și cei care sunt cu alimentație din aceasta modernă, contemporană, ar putea să le guste din curiozitate, s-ar putea să le placă, căci sunt foarte hrănitoare și foarte gustoase. Ce greșeli fac în general cei care renunță la carne, poate temporar, și nu își asigură necesarul pe perioada în care fac acest lucru și ajung să simtă că ceva nu este bine cu ei, ceva nu este în regulă sau poate chiar să se îmbolnăvească. Cred că nu înlocuiesc așa cum trebuie, cum ne-ați spus, proteina și calciul și toate cele. Da, ați ridicat aici o problemă foarte importantă, pentru că cei care ne urmăresc poate cunosc persoane care sunt total vegetariene și care cu toate acestea au anumite boli. Și atunci aceia ne vor întreba, păi cum este posibil dacă ei mănâncă corect să se și îmbolnăvească? Sigur că este posibil. De ce? Pentru că eu am spus că alimentația este doar una din cele 8 reguli ale sănătății și poate aceste persoane nu le respectă și pe celelalte 7. Și acestea sunt în egală măsură aducătoare de boli. Sigur că alimentația corectată și consumul de preparate vegetariene vor reduce substanțial probabilitatea ca aceste persoane să se îmbolnăvească, dar nu îi vor scuti de asemenea surprize. De ce? Pentru că și aceștia fac o serie de greșeli în ceea ce privește prepararea alimentelor sau în modul în care și le administrează. Adică este foarte important cum mâncăm, cât mâncăm și când mâncăm. Toate acestea au consecințe. Și atunci am putea să le luăm pe rând și să spunem câteva cuvinte despre fiecare. Deci, cum mâncăm? Poate din cei care ne urmăresc o să zâmbească, dar chiar și fiind adulți, poate că avem nevoie să fim învățați anumite reguli elementare. Și atunci, trebuie să știm că pentru ca organismul să asimileze ceea ce noi introducem în cavitatea bucală, ar trebui ca acele alimente odată ajunse aici să fie foarte bine mestecate. Este foarte important, pentru că ele se imprimă cu salivă și asta va stimula tubul digestiv să secrete sucuri și fermenți pentru digestie. Ori de ce este important să mestecăm în tihnă, lent, să nu ne grăbim fiecare în bucătură? Pentru că am avea o serie de avantaje. În primul rând, am mâncat mai puțin. Deci, iată, cei care vor să slăbească ar fi așa această variantă. În al doilea rând, pentru că acest lucru nu se mai poate efectua, masticația nu se mai poate efectua în stomac, acolo noi nu avem dinți. Deci aici trebuie să o facem, iar în momentul în care acești nutrienți ajung din alimente, ajung în stomac, aici stomacul trebuie să producă sucurile digestive, ori ceea ce se întâmplă, greșeala cea mai mare pe care eu zic că o fac toți în jurul meu, este aceea de a consuma lichide în timpul mesei. Ori în momentul în care introduci un lichid pe parcursul unei mese, se produce o diminuare a peristaltismului stomacului și implicit și a intestinului. De asemenea, se produce o diluare a acestor sucuri și enzime digestive. Ne supunem pericolului ca în situația în care alimentele sunt și cu microbi sau virus absolut din întâmplare, să diminuăm și procesul de apărare al propriului organism și să ne îmbolnăvim. Și de asemenea, sigur că orice lucru care nu este efectuat la locul și momentul potrivit va avea consecințe ulterioare asupra celorlalți care participă la procesul de digestie. Deci dacă nu vom mesteca bine acele alimente, automat ajungând rapid în stomac, acesta va trebui să suplimească masticația și o să ne dea semnale la început sub forma unui ghem în stomac, a arsurilor, grețurilor, vărsăturilor, după care o să ne trezim cu o boală stomacală, adică cu o gastrită, cu un ulcer sau chiar cu un cancer de stomac.
De asemenea, dacă ați punctat că nu e bine să o folosim în timpul mesei, ce facem când mâncăm supă? Are același efect? Eu am mai spus și în alte emisiuni că, de asemenea, băuturile foarte reci și foarte fierbinți sunt total nesănătoase. De ce? Pentru că temperatura camerei, fiind lichidă, fiind conținută organismul de apă, trebuie să aducă acele, să cheltuie energie pentru a aduce acele lichide și implicit și celelalte alimente care le-am introdus alături de acele lichide la temperatura corpului, care este temperatura optimă de acțiune a enzimelor digestive. Da, dar nu dizolvă, fiind tot așa lichidă supa, nu dizolvă aceste enzime sau principiile enzimatice, nu, exact ca și apa, nu le diluează, nu face ceva rău? Păi tocmai că le diluează și nu e bine. Deci nu e bună supa. Ba da, este bună supa, dar nu este bună foarte fierbinte. Nici deci foarte rece, nici dacă nu o încălzim deloc. Deci orice, știți, cam 50% din totalul bolilor stomacului, eu zic, provin din acest obicei total nesănătos de a consuma lichide în timpul meselor. Și acum să ne referim la... Cât mâncăm? Când mâncăm? Eu zice când este foarte important, pentru că este adevărat că omul contemporan, la ritmul pe care îl are zilele noastre, sigur că mai sare peste mese. Da, categoric. Și ideal ar fi să mâncăm la ore regulate. Dar chiar și acest om care este foarte activ și care are fiecare un program foarte personalizat, ar putea să stabilească un program pentru fiecare masă și un timp pentru ea. Ori este foarte importantă masa de dimineață. Eu am mai spus acest lucru, deși denumirea în limba română este total nefericită, pentru că nu doar în limba română, și în franceză, le petit déjeuner, tot mic. Englezii spun breakfast, deci masa esențială. Deci eu zic că ei sunt mai corecți. Și ca atare, aceasta ar trebui să fie masa principală a zilei. Deci noi nu ar trebui să o sărim, ci să fie o masă foarte consistentă. De ce? Pentru că eu am asemănat organismul cu o mașinărie și dacă o luăm așa, orice mașină cu care mergi la drum, mai întâi o încarci cu combustibil. Doar omul face greșeala de a-și supratura motorul fără să introducă acel combustibil decât seara la culcare. Și atunci ce se întâmplă? Organismul se epuizează, în principal își folosește poate din proteine, ceea ce nu este de dorit, și iată cum apar o serie de boli. Cât timp după ce ne trezim ar trebui să mâncăm? E dimineață, dar ca să știm, ne trezim mai repede cu o oră, cât de important este? Imediat, la 10 minute putem, suntem somnoroși, ne punem la masă, ce facem? Apropo de cei care nu au acest obicei de a lua micul dejun, primul lucru pe care ar trebui dânsii să-l fac ar fi să se culce cam cu o oră înainte, seara, pentru a se putea scula mai devreme cu o oră dimineața și să poată să ia acest mic dejun. Ori masa de prânz, care este cea de-a doua masă, este de asemenea importantă și sigur, mulți din cei care o să ne urmărească o să spună: bun, dar mergem la servici și mergem 5 zile din 7 la servici și acolo nu avem condiții sau cum să facem să mâncăm această masă. Foarte simplu, dacă de cu seară vă faceți un pachetel consistent pe care să îl puneți acolo într-o casoletă de plastic în frigider și nu trebuie decât să o luați cu dumneavoastră dimineața după ce luați micul dejun și ca atare o să aveți și un prânz consistent. Sigur că vor fi fericiți cei care stau acasă și au șansa să mănânce o mâncare caldă sau să-și prepare o salată de crudități cu puțin timp înainte de a o consuma. Iar cina, care este cea de-a treia masă, care eu am spus că n-ar fi chiar obligatorie, dacă vrem să sărim una din cele trei mese, aceasta ar trebui să uităm, mai ales aici mă refer la persoanele care au probleme cu greutatea corporală. Și atunci această cină ar trebui să fie obligatoriu luată cu 2-3 ore înainte de culcare și dacă s-ar putea, ideal ar fi cam pe la ora 18, de aceea masa de prânz ar trebui să fie luată ideal cam pe la 13 ca să avem timp și pentru această cină. Cina a devenit un pic mai mult decât o masă, pentru că de multe ori la cină se adună membrii familiei, nu se văd toată ziua, fiecare e ocupat cu
serviciul lui sau cu școala, copii, la cină se adună, e mai mult o tradiție și atunci e greu să spunem că sărim peste cină, că atunci am separat cu totul lui orice mică adunare în familie. Dar poate fi una ușoară. Și mai trebuie respectat o condiție, aceea să nu consumăm între mese nimic. Deci dacă vom lua aceste trei mese principale, nu trebuie să mai consumăm între mese decât lichide, respectiv apă, dacă s-ar putea, și asta cam cu 30-60 de minute după masă și cel mult până la 30 de minute înainte de următoarea masă. Și denumirea de gustare nu vine totuși din această masă intermediară, să zic așa, nu chiar o masă, din ceva de pus în gură între mese, să nu ne fie foarte foame. Asta este un obicei foarte nesănătos. Eu am precizat acolo la emisiunea cu glucide, pentru că orice punem, chiar și un fruct, care de regulă este și dulce, punem în gură, automat ne stimulează pancreasul să producă insulină, iar insulina ne va da senzația de foame și vom dori să mai consumăm altceva, nu neapărat numai un fruct, nu ne vom opri la atât. Deci vom tot ciuguli și asta ne va duce în cele din urmă la tulburări de metabolism și la obezitate. Și unde introducem fructele? Totuși nu ne putem lipsi de ele. Unde le introducem în cele trei mese importante? Le mâncăm înainte de masă? Așa ar fi cel mai bine. Așa ar fi indicat, înainte de mesele principale. Da. Cu câte minute cam... Să fie primul fel, nu să ultimul cum îl punem noi. Și acum să spunem câteva cuvinte despre cât mâncăm. Cât? Deci, dacă ne vom reglementa varianta aceasta de când și cum mâncăm, deja cât mâncăm nu va mai fi o problemă, să știți. Pentru că mestecând bine alimentele, vom mânca cantități mai puține și trebuie însă să respectăm o regulă de bază, și anume aceea de a ne alege și de a consuma pe parcursul unei zile cele 5 grupe de alimente care să ne aducă toți nutrienții necesari pentru acoperirea necesarului caloric pe cele 24 de ore. Și aș da un exemplu. Dacă 10% din aportul caloric total trebuie să provină din proteine, adică circa 50 de grame de proteine pentru o persoană de 60 de kilograme, aceasta înseamnă că vom avea nevoie zilnic de 200-250 calorii din proteine. Și din ce ni le putem procura? Haideți să le spunem celor ce ne ascultă. Surse de proteine. 150 grame de soia conțin 50 grame proteine. 250 grame fasole uscată și mazăre conțin tot 50 grame de proteine. 200 grame orez conțin 15 grame proteine. 250 grame cartofi conțin 20 de grame proteine. 250 grame din paste făinoase conțin 45 grame proteine. Un măr de 100 de grame conține 3 grame proteine. Deci dacă luăm în calcul faptul că noi ne alimentăm din mai multe surse proteice într-o zi, constatăm cu uimire că nu stăm deloc rău la acest capitol. Ba chiar ar trebui să ne scădem cantitatea de proteine din sursele acestea vegetale. Și atunci să vedem ce se întâmplă cu grăsimile de care avem zilnic nevoie. Deci, dacă 20% se știe că din aportul caloric al unei zile trebuie să provină din grăsimi, atunci înseamnă că avem nevoie cam circa 500 grame pe zi. Și de unde le luăm? Să vedem. O lingură de ulei conține 10 grame grăsimi. 100 grame soia conține 18 grame grăsimi. 100 grame de măsline conține 80 de grame de grăsimi. 100 grame nuci sau alune conține 70-85 grame grăsimi. 100 grame cereale conține 5-15 grame grăsimi. Și având în vedere faptul că un gram de lipide furnizează 9 calorii, dacă zilnic avem nevoie de acele 500 de calorii din grăsimi, aceasta înseamnă că într-o zi nu trebuie să mâncăm mai mult de 50-55 grame de grăsimi. Și iată că sursele vegetale ne oferă și grăsimile sănătoase de care avem nevoie. Tot așa putem să calculăm și cantitatea de glucide. Un pic că vreau să mă opresc aici la grăsimi. Nu este importantă cantitatea de grăsimi în funcție de vremea de afară, de exemplu? În sezonul rece nu ar trebui să suplimentăm un pic, poate, porția de grăsimi?
Nu. Astea iarăși sunt niște mituri, da? Deci în privința acestor glucide, care ele trebuie să ne furnizeze circa 60-70% din aportul caloric total al unei zile, aici avem și mai multe variante, pentru că ne răsfățăm. Dar haideți să spunem cam cât zahăr este în anumite surse. 100 grame de compot conțin 15 grame, 100 grame gem 40 grame zahăr, 100 grame dulceață 70 grame zahăr, 100 grame nectar din fructe 30 grame zahăr, 100 grame sirop fructe concentrat 60 de grame, 100 grame bomboane 90 grame zahăr, 100 grame ciocolată, 50 grame zahăr și 30 grame grăsime vegetală, 100 grame halva, 45 grame zahăr și 30 grame grăsime vegetală. Alternativa ar fi magiunul de prune, care n-are deloc zahăr. Deci, vedeți, și aici avem o multitudine de surse, variante. Iar altă greșeală care se face este cu privire la pregătirea hranei, chiar și de vegetarieni. Un pic la sațietate aș vrea să mă opresc cât mâncăm. E bine să ajungem la acea senzație că am mâncat suficient, gata, nu mai pot? Sau nu, ar trebui întotdeauna să mai lăsăm un pic de loc și să ne sculăm nu tocmai sătui de la masă, deci, chiar dacă suntem vegetariani. Să o adaptăm așa la felul în care am fost obișnuiți până în prezent și să nu ajungem să fim prea plini. Exact. Deci, în privința pregătirii hranei, adică tocmai felul cum combinăm și variem acele alimente, este o adevărată știință în cel mai înalt grad. Iar modalitatea în care o prezentăm noi membrilor familiei devine o adevărată artă. Și ca atare să vorbim despre acele 5 grupe mari de alimente pe care trebuie noi să le consumăm în situația în care dorim să fim vegetarieni, pentru a nu face acele greșeli. Deci, grupa întâi este reprezentată de cerealele integrale și produsele din cereale, adică carbohidrații, grâu, porumb, orez, secarovăz, orz, hrișcă, mei și pâine, paste, făinoase, fulgi de cereale, musli. De ce? Pentru că ele conțin următoarele elemente nutritive: glucide complexe în cantități mari, fibre vegetale, vitamine, în special cele din complexul B, minerale, calciu, magneziu, crom, mangan, fiind sursa principală de glucide din alimentație, trebuie să consumăm zilnic între 6 și 11 porții. Din ce luăm o porție sau ce înseamnă o porție? Să dăm așa niște exemple. O felie pâine integrală sau o jumătate de cană cereale integrale fierte, sau o jumătate de cană paste făinoase fierte, sau o pătrime cană musli. Ori, luând ca medie 8 porții de cereale pe zi, să vedem din ce le-am putea obține. O farfurie pilaf orez, 3 porții. O farfurie mămăliguță, 2 porții. 3 felii de pâine, 3 porții. O farfurie spaghetti, 3 porții. O cană și jumătate de fulgi de ovăz, 3 porții. O cană griș cu lapte, 2 porții, o chiflă graham, 3 porții, 3 pătrimi cană musli, 3 porții, o farfurie floricele de porumb, 3 porții, o cană risotto, 2 porții. Am încercat cu siguranță să fiu cât mai variată cele 6 porții. Paleta. Deci este clar că putem foarte ușor să ne acoperim acest necesar zilnic. Aș face precizare cu privire la pâine, pentru cei ce n-au văzut emisiunea cu glucidele, ar fi bine să consume pâine din făină integrală și, sau pâine graham, dar pe lângă acea pâine ar trebui ca zilnic să mai consume o cereală, care poate fi ce doresc dânsii, din grâu, porumb, griș, mălai, pastă făinoasă. Și o altă precizare, pâinea nu îngrașă. Eu am mai spus că o felie de pâine conține 70 de calorii, cât conține un măr de 100 de grame. Iar a mânca 5-6 felii de pâine pe zi este normal. Îngrașă ceea ce puneți pe acea felie de pâine. Deci, mai ales că e vorba de grăsime animală, de regulă. Nu faceți această greșeală și ca atare puteți să mâncați acele felii. Și am făcut o diferențiere tot la acea emisiune cu privire la faptul că câte calorii sunt conținute într-o
felie din făină integrală sunt conținute în 10 felii de pâine făcută doar din făină albă. Deci este mult mai concentrată pâinea care este făcută din bob întreg. A doua grupă de alimente cuprinde legumele. Ori acestea sunt, de ce avem nevoie de ele? Pentru că conțin elemente nutritive, respectiv fibre, vitamine A, C, K, săruri minerale, calciu, magneziu, fier, zinc, potasiu, nu avem în cereale, dar avem în legume, proteine în cantități mici și grăsimi sub formă de urme. Și din aceste legume care ar trebui să fie cartofi, morcovi, țelină, sper că nu trebuie să le înșirăm, ceapă, varză, dovlecei, spanac, ștevie, ce vreți dumneavoastră, așa, ar trebui să consumăm zilnic 3-5 porții. Ce înseamnă o porție de legume? O cană legume crude, o jumătate cană legume tocate, o jumătate cană legume fierte, 3 pătrimi cană suc de legume. Cum adică tocate? Tăiate bucățele? Da. Deci am dat toate variantele sub care se poate obține această legumă, indiferent cum s-ar chema ea, iar luând o medie de 4 porții pe zi, să vedem din ce le putem procura. O farfurie cartofi piure, 3 porții. O cană salată verde, o porție. O farfurie ciorbă de legume, o porție. O cană salată sfeclă roșie, 2 porții. 2 chifteluțe de varză, o porție. O jumătate cană salată de vinete, o porție. 2 roșii, o porție. O farfurie conopii de la cuptor, 2 porții. 3 pătrimi cană suc de morcov, o porție. O farfurie dovlecei umpluți, 2 porții. O jumătate cană salată varză, o porție. O cană ghiveci de legume, 2 porții. O jumătate cană salată morcov și țelină, o porție. 2 cartofi copți, o porție. Concluzie. Dacă consumăm zilnic o salată și o mâncare din legume, automat vom avea necesarul de legume pentru 24 de ore. Atenție la alternarea legumelor, dacă cartoful poate să fie mai des prezent pe masa noastră, adică o zi, o dată la 3 zile, celelalte legume ar trebui să le alternăm, atât în mâncări, atât sub formă de crudități, cât și sub formă de mâncăruri. Cea de-a treia grupă este reprezentată de fructe. Dar aici avem două tipuri de fructe. Sunt fructele acelea proaspete, sper că nu trebuie să le înșirăm, și avem fructele uscate, care sunt prune, stafide, smochide, curmale. Nutrienții pe care îi conțin fructele sunt glucide, vitamine, foarte bogate minerale și fibre în cantități mari. Au doar lipide sub formă și proteine sub formă de urme. Din fructe trebuie consumate 2-4 porții pe zi. Ce înseamnă o porție de fructe? Înseamnă un fruct proaspăt de mărime medie sau o jumătate cană fructe din compot sau o pătrime cană fructe uscate sau 3 pătrimi cană suc de fructe. Cum ne procurăm în medie 3 porții de fructe pe zi? Păi, de exemplu, 2 mere înseamnă 2 porții. O pătrime cană stafide înseamnă o porție. O banană sau 7 prune uscate înseamnă 1,5 porții. 3 pătrimi cană suc de portocale înseamnă o porție. 2 pere înseamnă 2 porții sau 2 piersici. O jumătate cană salată de fructe, o porție. Aici ar fi ideal dacă, pe măsură ce apar fructele, am face câte o cură în funcție de fructul pe care îl avem la dispoziție. Dar dacă nu, atunci trebuie să ne asigurăm o varietate și în consumul acestor fructe. Și trebuie totuși să ne limităm și când mâncăm fructe. Pentru că de multe ori se vorbește despre faptul că fructele nelimitat, putem să consumăm nelimitat. Deci dacă vrem să avem o alimentație exclusiv vegetariană corectă, coordonată aproape, să spunem științific, așa ar trebui să mâncăm. Deci toate aceste 5 grupe de alimente. Și să mergem mai departe la grupa 4, care eu spun că este foarte importantă, pentru că ea conține leguminoase, fasole, mazăre, soia, linte, bob, năut, oleaginoase, respectiv nuce, alune, arahide, migdale, cocos, semințe, susam, floarea soarelui, dovleac, măsline, înlocuitor de carne, respectiv preparate din soia și în principal tofu, care este brânza de soia.
Ori conținutul în nutrienți a acestei grupe este reprezentat preponderent din proteine, fibre în cantități foarte mari, mai puțin, dar există și aici vitamine, cum sunt B6, vitamina E, grăsimi de foarte bună calitate, avem de asemenea, și avem și glucide complexe, pentru că ele în sine sunt foarte bogate în nutrienți, în principal din soia, surprinzător. Ori din această grupă se consumă moderat 2-3 porții pe zi. Ce înseamnă o porție? Înseamnă așa, o jumătate cană leguminoase gătite, o treime cană nuci alune, 2 linguri unt de arahide, o pătrime cană de semințe, o jumătate cană tofu, o pătrime cană preparate diverse din soia, 10 măsline. Din ce trebuie să luăm aceste porții? Foarte simplu. O farfurie fasole bătută, 3 porții. 2 bucăți drop de soia, 2 porții. 2 felii pate de linte, 2 porții. Importantă este de asemenea alternarea lor, adică o zi se consumă fasole bătută, în a doua zi consumăm pate de soia, în a treia zi consumăm unt de arahide, în a patra zi mâncare de mazăre și întotdeauna la masa de prânz sau la una dintre mesele principale, de obicei. Și ultima grupă, grupa 5-a, este reprezentată de înlocuitorii de lactate, adică lapte de soia, lapte de arahide, lapte de migdale, lapte de mei, lapte de orez, brânza aceea de soia și smântâna vegetală. Este bogată această grupă în următorii nutrienți: proteine, grăsimi, vitamine A, D, E, B1, minerale, calciu, fosfor, potasiu și ca atare din această grupă nu trebuie să ne lipsească 2-3 porții. Ce înseamnă o porție? Înseamnă o cană lapte de soia sau alt lapte vegetal, o pătrime cană brânză de soia sau tofu, o lingură smântână vegetală. De unde luăm această porție, respectiv? O cană lapte de arahide înseamnă o porție, 40 grame tofu înseamnă o porție, o farfurie griș cu lapte de soia înseamnă o porție, o cană iaurt de soia o porție, o farfurie mămăliguță cu tofu o porție, o cană de lapte de soia o porție. Deci, după cum vedeți, și asigurarea cu aceste ingrediente este foarte ușor de realizat. Dar, pe lângă cunoașterea celor 5 grupe de alimente, să știți că natura ne vine în ajutor și prin diversitatea aceea de culori care ne oferă și ca atare putem, punând în farfurie, în funcție de culorile elementare, o mare varietate de alimente care conțin toți nutrienții de care avem nevoie. Deci puteți să vă ghidați, dacă doriți, și după această variantă, adică roșu, avem în ardei roșii, varză roșie, sfeclă roșie, gogoșar, cireșe, vișine, căpșun, fraș, meură, portocaliu. Avem în morcov, pepene galben, dovleac, piersici, caise, portocale, nectarine. Galben, avem în lămâi, ananas, corcodușe, tomate galbene. Verde, avem în spanac, salată, broccoli, mazăre, fasole verde, bame, ardei, ceapă verde, măcriș. Mop sau violet, avem în vinete, măsline, afine, coacăs negru, prune, dude, struguri, maro. Avem în curmale, smochine, stafide. Alb, în varză, albă, ceapă, usturoi, pras, conopidă, pătrunjel, păstârnac, gulie, țelină, ridic, mere, pere, struguri albi. Este indicat să combinăm toate cele 5 grupe de alimente pe parcursul unei zile. Obligatoriu. Deci este obligatoriu. Sau cele culorile pe care ni le-ați spus mai devreme, tot așa, să le combinăm, nu? Da, deci există și această variantă pentru cei necunoscători, care nu știu să-și dozeze foarte corect, punând din fiecare din aceste culori în farfurie, surprinzător va avea șansa ca să nu greșească. Adică să puneți câte ceva, un pic de roșu, un pic de portocaliu, un pic de galben, un pic de verde, un pic de mov, știți, și un pic de maro și alb și deci deja veți avea o alimentație suficient de complexă. Și dacă dimineața am mâncat alb și roșu, după masă mănânc verde și portocaliu și așa mai departe. Da, de obicei, important este însă altceva. Hrana, pentru ca să fie pentru întreținerea stării de sănătate, trebuie să îndeplinească 3 criterii. Primul ar fi acela
că ar trebui să ne sature. Ori dacă avem toți nutrienții într-un echilibru corect, vom fi și sătui. O altă treabă pe care această hrană pe care o ingerăm trebuie să o îndeplinească ar fi să aibă un gust bun. Pentru că să știți că și aici se poate obține un gust bun, nu numai cu preparate din carne, dar aici utilizarea mirodenilor este o adevărată știință și artă și sigur că trebuie să ne educăm un pic și aceste gusturi. Și de asemenea să arate frumos, varianta aceea cu diversitatea de culori. Deci mâncăm și cu ochii, nu numai cu limba. Deci trebuie să fie atrăgătoare pentru noi. Toate acestea se pot realiza printr-o planificare corespunzătoare a meniului. Ei, despre aceasta poate într-o altă emisiune. Într-adevăr, că s-a scurs și timpul nostru. Așa, ca o concluzie generală vis-a-vis de alimentația vegetariană? Am putea spune așa că cele 5 grupe de alimente necesare unei alimentații sănătoase are fiecare specificul lor și dacă cerealele sunt bogate preponderent în glucide, legumele, fructele în vitamine și minerale, leguminoasele în proteine, iar oleaginoasele în grăsimi. Și prin toate acestea ne sunt asigurate necesarul de nutrienți dacă ne vom alimenta variat și echilibrat cu toate aceste 5 grupe de alimente. Este o ocazie deosebită să ne alimentăm nu doar corect, pentru că, așa cum se spune, postul este nu doar curățirea corpului, ci și a sufletului. Noi vă dorim multă inspirație în felul în care vă preparați mâncarea. Vă dorim multă putere să faceți, să vă țineți de un regim pe care vi l-ați propus și sperăm să ne urmăriți și data viitoare, poate pentru o convingere mai bună. Vă mulțumim, la revedere!